Dacă citești un text sau auzi ceva nou, mintea ta își dorește să găsească ordine și coerență. În momentul în care creierul tău întreține două idei contradictorii, experimentezi disconfort. Mintea rezolvă adesea această problemă, modificând ideile până când se potrivesc cu celelalte povești despre care îți spui că sunt adevărate. De pildă, consumatorii de carne, care primesc informații despre trecutul cinei lor, pot fie să mănânce mai puțină carne, fie să utilizeze strategii pentru a face față noilor informații, cum ar fi negarea, fie să facă câte puțin din ambele. Dacă două idei contradictorii sunt adânc înrădăcinate în identitatea noastră, dezechilibrul mental poate deveni copleșitor și ne poate intoxica gândurile. Și, ca urmare, putem crede chiar și cele mai absurde teorii ale conspirației. Pentru a ne păstra sănătatea mentală, este util să învățăm despre acest fenomen, cunoscut ca disonanța cognitivă. După un cutremur puternic în India, printre oamenii care au simțit șocul, dar nu au suferit pagube, au circulat zvonuri despre un dezastru mai grav care trebuia să-i lovească. Cu toate acestea, nu a urmat niciun dezastru, iar psihologii au început să se întrebe de ce au apărut astfel de zvonuri. Părea contraintuitiv ca oamenii să împărtășească și să creadă povești care induceau atâta teamă într-o perioadă atât de dificilă. Au trecut aproape 20 de ani până când Leon Festinger, un tânăr psiholog, a avut o teorie plauzibilă. Zvonurile nu provocau frică, mai degrabă justificau frica. Argumentul, dacă ne simțim speriați și totodată în siguranță, inventăm explicații pentru a reduce astfel de stări conflictuale ale minții. Festinger a numit acest dezechilibru mental disonanță cognitivă. Disonanța cognitivă se bazează pe ideea că, atunci când două idei nu sunt compatibile din punct de vedere psihologic, le schimbăm și le facem să se potrivească. Festinger a examinat apoi dacă o disonanță cognitivă poate fi suficient de puternică încât să ne facă să credem teoria ale conspirației, chiar și după ce acestea sunt demonstrate a fi greșite. Pentru a face acest lucru, Festinger și alți doi colegi s-au alăturat unui mic cult apocaliptic condus de Dorothy Martin, o gospodină suburbană. Martin pretindea că primește mesaje de la ființe superioare de pe o altă planetă, numită Clarion. Aparent, mesajele îi transmiteau că un potop va distruge lumea pe 21 decembrie 1954. Psihologii au observat că mulți membri și-au dat demisia de la locul de muncă și au renunțat la bunurile lor în vederea pregătirii pentru sfârșitul lumii. Când ziua a venit și a trecut fără evenimente, Martin a susținut că lumea fusese cruțată datorită forței binelui pe care membrii o răspândiseră. Pentru a face față acestei situații și disonanței cognitive puternice pe care a produs-o, psihologii au emis ipoteza că membrii aveau două opțiuni. Puteau fie să schimbe situația și să renunțe la convingerile și acțiunile care formau identitatea fostului lor sine, fie puteau îmbrățișa noi convingeri pentru a rămâne în cult și a-și proteja imaginea pe care și-au format-o despre ei înșiși. Și asta e exact ceea ce s-a întâmplat. Unii membri au acceptat datele și au părăsit cultul pentru a-și recăpăta sănătatea mentală, în timp ce alții au crezut povestea lui Martin pentru a-și păstra vie viziunea amenințată despre lume. În evaluarea lor, psihologii au concluzionat că trei condiții făceau ca membrilor să le fie deosebit de greu să renunțe. 1. Dacă membrii aveau convingeri profunde care erau relevante pentru rutinele lor de zi cu zi. 2. Dacă făcuseră lucruri care erau greu de anulat. 3. Dacă primiseră sprijin social din partea altor credincioși. Leon Festinger a scris mai târziu: un om cu o convingere este un om greu de schimbat. Spuneți-i că nu sunteți de acord cu el și pleacă. Arătați-i date și el vă va pune la îndoială sursele. Faceți apel la logică și el nu vă va înțelege punctul de vedere. Ce credeți? Știți cum ne putem schimba părerea noastră și a celorlalți? Dacă rațiunea se lovește de un zid, poate experiența să fie soluția? Împărtășiți-vă gândurile și experiența cu disonanța cognitivă în comentariile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te!
Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.